care ne urmăriți în transmisia live de pe site 29 IRR 99. Eagles. Eagles on the sky. Look up, look up. What are they gonna do this time? They're a little higher, so they gotta be crazy. Look up. Oh no way, check this out. În fața dumneavoastră va veni primarul municipiului Buzău. Faptul că ne-au încredințat organizarea împreună cu Federația Română de... Aici la Buzău. Atmosferă foarte frumoasă, atmosferă de campionat mondial. Suntem după 2 ani de zile când n-am mai jucat nici într-o cupă mondială, nici într-un campionat european sau mondial. Suntem fericiți că în sfârșit putem să ne reîntâlnim și să sperăm că o să iasă o competiție super frumoasă. Vremea ne ajută. Câștigă România este... aici? Trebuie să câștige. Suntem obligați să câștigăm. Mulțumim! Lucita! Da! Deci, numai o secundă. Deci, Zoran este făcut praf. O singură țară, nu avem nevoie numai de... judecători, de comercianți, avem nevoie de producători de știință, de producători de tehnologie și de producători de industrie. Iar rachetomodelismul reprezintă un start în aceste domenii. E foarte important pentru Buzău, atât pentru faptul că, iată, suntem pe harta lumii într-o industrie, până la urmă, extrem de competitivă la nivel mondial, pentru că rachetomodelele înseamnă, de fapt, sau rachetomodelismul este prima etapă în a se ajunge acolo sus, la o înaltă tehnologie. În același timp, este dimensiunea educațională, dimensiunea sportivă, dimensiunea internațională a Buzăului, pentru că, iată, acum 2 ani organizam campionatul european de rachetomodele și acum, iată, Federația Aeronautică Internațională ne-a credințat organizarea campionatului mondial. Buzău este pe linia care trebuie, pe linia care ne-o doresc și ne-o dorim, astfel încât să putem progresa și pe această dimensiune. După ce am obținut acel titlu de cel mai bun brand de oraș din Europa, la cea mai mare competiție de branduri, Buzău, iată, este iar acolo unde trebuie. Se simt foarte bine oaspeții la Buzău, au fost impresionați și de spectacolul la viață. Cred că da, în condițiile astea urâte de COVID. Îmi cer scuze, acum trebuie să fac și o poză cu echipa României. Okay. Dar așezați-vă între persoanele din față ca să se vadă capul. Așa. Toată lumea să vadă aparatul. Uitați-vă la aparat și să-l vedeți cu toți. Buzău is good, I think. Второй раз, да? Да. Do you think you win this championship? Yes, I win 100%. Стой нормально, что ты делаешь? Good luck. Thank you. Молодца.
Молодец. Подожди, наоборот. 5, 4, 3, 2, 1, старт.